Ei, salut, Cristi! Salut, Răzvan! Bine ai venit la Cluj! Bine te-am găsit! Foarte mișto la voi aici! Da! Acum o săptămână erai pe dealul celălalt. Da, da. Sau, mă rog, jos în vale și te uitai cumva... Mă uitam la stadion, la Radisson. Și te uitai încoace, dar nu știai că te uiți încoace. Corect, corect. După aia mi-am dat seama. Așa că... data viitoare vede, când vii... Se vede mai bine de aici decât de la Radisson, sincer. Da, da, da. Aici nu chiar vezi terenul de sport pe care era evenimentul, da, Antoldu. Dar vreau să spun că Antoldu pentru noi, în locația asta, e așa un fel de amalgam de sunete, pentru că sunt vreo 4-5 scene aici sub noi, da, da, care fiecare se chinuie să, și este ciorbă. Să facă mai frumos, da. Corect. Și da, e foarte mișto când sunt programele alea de artificii și... Da, da, miez, da, de noapte. Stăm acolo jos la foc, am o vatră de foc și ne uităm la micul Antold care face băț-băț acolo jos. Da, îmi place view. Eu sunt, da, sunt fier pe view. Știu, da, da, pe așa te-am și agățat cumva, așa te-am și chemat la Cluj. Te rog, hai că am pregătit o limonadă aici. Perfect. Cum luăm locurile? Uite, te rog, nu știu. Hai că stau. Cum vrei, egal. Deci încă o dată, bine ai venit. Bine v-am găsit. Mă bucur să fiu aici din nou. Tu ești constanțean? Da. Jet by jet. De la mare? Da, îmi place mai mult la munte. Tocmai te-ai mutat la capitală? Da, nu? A trebuit să fac o schimbare și culmea trebuia să aleg între Cluj și capitală, dar momentan am ales capitala. Da, aici am așa un soi de off, știi? Off, nu off. De ce ai ales capitala? Păi, în primul rând, în momentul ăsta, pentru parteneriatele pe care le-am dezvoltat, oarecum, și vreau să le solidific un pic, ca după aia să pot să plec oriunde vreau, inclusiv Cluj, dacă e nevoie. Te așteptăm aici la noi. Cu siguranță. Adică vreau să călătoresc mai mult până mă așez la casa mea, ceva de genul, aveam și un cap, și până atunci să văd mai mult lumea, sincer. Cine-i Cristian Chifoi? Un tip oarecare, care, cum să zic, a vrut mai mult și a făcut, că toată lumea vrea mai mult. Adică dacă există cineva care zice că nu vrea mai mult, minte, ideea e să faci ceva. Și mi-am bătut capul mai mult, probabil, decât majoritatea. Nu am nimic special la bază, nu m-am născut, din contră, m-am născut într-o familie destul de săracă, n-am avut posibilități mai deloc, dar n-am lăsat să fie asta o scuză. Am trecut prin facultate, prin două facultăți, culmea, și la fel nu m-a lăsat chestia asta să mă oprească. Am încercat foarte multe lucruri ca să pot să ajung pe drumul ăsta de azi. Că tu astăzi, mie, ce mi se pare cel mai, cum să spun eu, relevant sau notabil pentru tine este că ești lider de canalul, în segmentul tău de educație, în special în zona asta de blockchain, cripto. Și ai făcut treaba asta într-un timp foarte scurt. Asta, un an. Asta mă fascinează pe mine. Adică... Și pe mine nu mă așteptam, sincer, să mă pasioneze așa mult spațiul ăsta. Dar atunci când intru într-un spațiu, nu-mi place să fiu undeva la mijloc, nici la coadă. Dar prefer să fiu la coadă, ca să-mi dau seama, bă, nu-i de mine. Dar întotdeauna prefer... să ieși, adică da, să arzi rapid. Exact, să trec repede prin ce nu-mi place. Și mi-a plăcut foarte mult și am zis, nu am voie să fiu locul 2, nu există locul 2 pentru mine. Și da, s-a întâmplat într-un an, hai să nu zic un an și 3-4 luni, pentru că anterior pe nișa de, în social media mă refer, pe nișa asta de antreprenoriat, marketing, acolo eram și creșteam. Și când am făcut switch-ul, sau de fapt combinația asta cu antreprenoriatul și marketingul, switch-ul cu, sau combinația de fapt cu cripto, a explodat și mai mult. Tot brandul personal în social media, pe toate canalele. Dar așa, ca să ne întoarcem la originile antreprenoriatului, cum ai ajuns tu în mediul ăsta? Dintr-o necesitate. Nu cred că ajungi, că ți-ai dorit neapărat de o viață, dar am gustat pe la 17 ani din antreprenoriat, impropriu spus, am vândut haine de firmă. La 17 ani, adică la momentul în care nu exista internet, aveam Messenger și site-uri, atât. Eu reușeam să aduc haine din SUA, cumpărate, și să fac flipping cu ele către prieteni. Nu m-am ținut, m-am apucat de facultate ca oricine altcineva, nu a fost de mine niciuna niciodată. Puște, așa, cumva, de... Da, și am făcut și petrol și gaze, adică am fost și încă sunt inginer în petrol și gaze, deși mi-am dat foc la diploma de inginer online, pentru toată lumea să vadă. Ca un statement, ai zis, bă, nu mai e de mine, uite. Ca să înțelegi că poți să o iei de la zero și să te apuci de altceva. Burn the bridges. Exact, exact. Da, nu, fără plasă de siguranță. Și atunci asta a fost triggerul când am început în afaceri. Întotdeauna mă gândeam dacă ar fi să încep. Dar într-o zi am zis, ok, e timpul să
încerc ceva. Și aveam atunci 28 sau 29 de ani, deci destul de târziu. Târziu, da. Târziu, târziu. Și, matur, ca să zic. Da, eu nu știu dacă a fost bine sau rău, habar n-am. Cred că a venit la momentul potrivit, pentru că am fost dat afară din petrol și gaz, a fost industria praf în 2015. Ne-ai apucat să lucrezi? Un an de zile. Un an de zile. Am fost și pe platforme petroliere, am lucrat și la Petrom. A fost ok, se câștiga foarte bine, dar când am intrat în spațiul ăsta care simțeam că e pentru mine, atunci a început să am rezultate mai multe. Uh-huh. Da, tu ești un antreprenor și în zona asta de, nu știu, clasic. Da, am început cu cafenele. Da. Cafenele, sweet shop-uri, acum. Da, da, clasic. Deschizi magazin, deschizi magazin. Consider că e mai bine să începi așa. Da. Pentru că înveți lucrurile fundamentale despre business versus dacă începi un business direct în spațiul digital. Nu treci prin niște chestii care să te facă un pic să suferi, să simți pe pielea ta că te doare dacă greșești. În spațiul digital e puțin mai, pentru că e mai scalabil, treci mai, sau arzi mai repede niște etape și nu e neapărat benefic. Cred că iară interesant în zona asta de live, sau nu știu cum se numesc, de afaceri pe bune, să iei contactul cu oamenii, să ai câțiva angajați, să ai o responsabilitate de o relație. Pentru că în online nu ai relații reale, nu ai contact cu total de acord. Clienții tăi. Exact la asta mă refer. Când mă gândesc la tinerii care încep afaceri full digitale din prima, nu au parte de relaționare. Și mulți mă întrebau, aici consider că expertiza mea, mă apropie foarte ușor de end consumer. Adică știu exact ce vrea, pentru că, sau atunci când am fost întrebat de ce sau cum am dezvoltat chestia asta, am zis, marketingul l-am învățat în bar, cum făceam cafele. Adică vedeam exact expresia omului. Puteai să-mi zici, da, e bun espresso. Dar dacă asta era expresia ta facială, trebuia să-mi dea de înțeles ceva. Da, da, da. Și atunci când vezi la fața locului ce se întâmplă, nu mai ai feedback ca și cum ți-ar da un prieten mesaj pe Instagram, vai ce bun ești și tu folosești ca testimonial la tine pe site. Nu, e minți pe termen scurt și o să-ți dăuneze pe termenul. Și de acolo tu ai sărit, dacă bine mi-amintesc eu, în zona asta de online, iarăși cumva accidental. Da. În 2020, când a venit pandemia, tot ce a însemnat afacere fizică, știm, mai ales în Horeca. Da. Și nu știam ce să fac. Exact cum am pățit când a venit criza în petrol și gaze și la vreo 6 luni după am zis, trebuie să fac ceva, că nu mai pot să aștept după industria asta ca să-și revină. Așa s-a întâmplat și când am fost închiși în case și ni s-au închis automat, fără drept de apel, locațiile. Trebuia să susținem niște cheltuieli, chiar dacă ni le-au închis, existau proprietari, angajați care trebuia să primească șomajul tehnic de la noi prima oară, nu a dat statul nimic. Apă, gaz, curent, lumină. Exact. Alea, tot mai existau niște costuri. Și atunci am așteptat până să-și devină lucruri și am zis, nu, e clar că trebuie să fac altceva. Dintotdeauna am avut tendința asta să intru în online și nu știam cum. Și cred că a fost ca un impact. Și am decis să intru, nu știam ce o să fac. Pur și simplu am început să vorbesc din ce am făcut. Atât. Nimic special. Era, îmi spusese și la un moment dat, sau am înțeles eu la un moment dat că mai aveai un proiect pornit în zona asta de educație. Deci tu aveai conținutul cumva arhivat da. Sub forma unor lecții, tutoriale. La început de tot, înainte să vină pandemia, mi-am dat seama că citeam foarte mult. Cărți de educație financiară, tot ce prindeam, marketing, business, antreprenoriat, orice. Și mi-am dat seama că citeam, cred că atunci, 10X, al lui Grant Cardone. Mi-am dat seama că pe la jumătatea cărții că citesc aceleași lucruri deja. Adică erau informațiile care trebuie și consider că fiecare în parte trebuie să citească când de ajuns de mult încât să-și înlocuiască informațiile proaste, să le mențină pe cele bune și după aia să înceapă să aplice. Și atunci am zis, ok, timpul să, din ce am învățat 4 ani în business, e timpul să pun pe foaie tot ce pot eu. Și am scris primul meu e-book, nu știam că o să-l comercializez, l-am scris și pe al doilea și pe al treilea până la 10. 10 e-book-uri. Da. La modul la care lumea m-a întrebat ce la e-book, nu înțelegea ce e o carte digitală, deși avem Kindle-ul din 2005. Culmea. Și am început să comercializez așa prima oară, să pot să am o monetizare în social media, nu știam cum se face și am ajuns undeva la 30-40 de mii de euro din e-book-uri. Da, nici mie nu venea să cred. Poate că mai mult decât în cafenele. Da, păi dacă stăm să o luăm logic, profitabilitatea un produs digital care e full, adică da, ai exact. Impozit pe venit costurile și cam atât. Da. Da. Cam ăsta a fost începutul la capitolul ăsta și după aia am format o universitate, dacă vrei putem să vorbim da, și despre asta. Da, 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 da. O universitate, Notorious. Da, Notorious se numește, la fel, povestea a început de la primul meu e-book, care se numește Notorious. Mi-a venit mie în cap pur și simplu, era o chestie... E un nume foarte catchy așa. Da, pentru că în primul rând este folosit cu conotație negativă.
Și eu sunt genul care, atunci când văd ceva care e un tertip din ăsta foarte folosit și nu, lucrurile trebuie să fie așa, mie îmi place să demonstrez contrariu. Adică dacă a fost folosit cu conotație negativă, o să încerc să-i dau o conotație pozitivă. Adică înseamnă remarcabil. Ceva, adică ești cunoscut pentru ceva anume. Ești cel mai bun pe nișa ta. Poate să aibă conotația asta pozitivă, notoriu. Da. În modul pozitiv. Exact. Și de acolo, practic, a plecat inspirația mea și Universitatea Notorious. Doar că, văzând exact ce vrea lumea, că am început să scriu e-book-urile celelalte, văzând ce vrea lumea online, pentru că eram pur și simplu întrebat. Și după aceea mi s-au cerut cursuri. Nu fac curs. Nu fac curs, nu fac curs, 8 luni de zile am zis. Nu fac curs, nu-i de mine. Până am zis, ok, fac curs. Că online. Da, online. E foarte scalabil. Am zis, nu fac al doilea curs, mi s-a cerut pe cripto, nu fac curs, 6 luni mai târziu am făcut curs. Și am zis, ok, nu mai știu să scalez de acum, nu vreau să mai fac cursuri ca să le vând. Nu e de mine, nu e genul meu. Pe mine mă interesează educația. Și atunci mi s-a părut ok să limitez numărul de cursanți, forever, și aici am intrat în spațiul ăsta de cripto și Web3, cu acces pe bază de NFT. Poți să creezi o ediție limitată, ca și cum ai crea cartonașe, ediție limitată de NFT-uri, 10.000 în total, și în momentul ăsta suntem pe la 600 de membri, nu mă grăbesc nicăieri să umplu universitatea, dar ideea de bază este că aici putem să venim cu cursurile care se cer, gratis. Uh-huh. Adică știu clar că lumea se va educa. Dacă a dat, este foarte scump un NFT de la noi. De la 600 de dolari în sus, cele mai scumpe sunt 4.000 de dolari. Mm-hmm. S-au și cumpărat. Și sunt pe nivele de acces? Adică, virgulă, care e diferența între... Sunt doar două levele. Da. Astea, cele 9.985, care pleacă de la 600 de dolari, oferă acces la universitate, oferă acces la un fond DAO. Tot ce se încasează din NFT-uri, 10% se duce într-un fond DAO. Și banii aia, practic, ei decid unde se duc. Nu decid eu nimic, eu doar apăs pe butonul de smart contract ca să fac deployment-ul și mai departe, nu știu, alegem proiecte împreună în care investim, cum am făcut și eu, am peste 40 de proiecte la activ în care am investit și le dau și lor șansa să fac asta, ceea ce nu aveau înainte. Deci fac un fel de shadowing, de nu știu cum se numește. Da, e de fapt mai degrabă ca un VC. Uh-huh. Un VC, adică dacă eu primeam acces de la anumite proiecte ca un angel investor, ei nu primeau pentru că nu aveau leverage. Eu aveam o comunitate întreagă căreia să-i promovez sau să-i prezint un proiect. Ei nu aveau cum să intre în fază incipientă. Uh-huh. Și atunci asta e șansa a doua. Uh-huh. Dacă ai un NFT, ai partea de educație odată. Pentru că, în primul rând, la bază, eu vreau ca lumea să se educe. Asta este premisa noastră. Nu vreau să te aduc în universitate să zic, fă bani. Devin o bogat dacă intri aici. Nu. Vreau să-mi asigur că te educi, pentru că dacă ne aducem pe toți la același nivel, avem aceeași voce și aceeași limbă pe care o vorbim. Și știm exact ce avem de făcut ca să facem bani, cu adevărat. Și atunci putem să zicem, uite câți bani a făcut comunitatea. Versus alți oameni care vând cursuri și promit, nu știu, îmbogățirea. Da, și pe urmă nu mai este... Adică nu e propriu pe termen lung neapărat. Da, da. Altfel de acces aici o să fie niște conferințe fizice. Adică nu vreau să țin tot online neapărat. Cei care au NFT-urile mai scumpe, care sunt doar 15 la număr, la 4.000 de dolari, se vor întâlni cu mine, au acces la resursele mele, la furnizorii mei, orice au nevoie pentru afacerea lor ca să o scaleze, nu contează care este. Din orice domeniu? Da. Se poate bate la uși, adică se găsesc resurse. Și acum, de când sunt în social media, am învățat să le obțin mai ușor. Cam asta ar fi până acum și se pregătesc multe alte chestii. Însăși acest canal de YouTube, care tu l-ai pornit de el, a scalat. Mie mi se pare foarte mult. Eu te-am văzut de câteva luni și scalat foarte repede. Consider că fiind vorba de un canal de nișă, adică mai ales pe educație financiară. Da, educație financiară, cripto. Și cripto după aceea, da. A trebuit să îmbin, eu nu eram genul să fiu în fața oamenilor sau eu sunt introvertit la bază. Dar mi-am dat seama când am început inclusiv în afacere, că revin iar la treaba asta cu am învățat marketingul și cum să vorbesc cu oamenii în bar, nu pe internet. Mi-am dat seama că nu poți să conduci o afacere dacă nu știi să vorbești cu oamenii. Sau poți să o conduci, dar o să conduci în faliment, probabil. Și atunci a trebuit să mă educ inclusiv pe social media. Consider că dacă vrei să faci bani din ceva, trebuie să tratezi acel ceva ca pe un business. Așa am tratat YouTube-ul. YouTube-ul te plătește dacă știi ce ai de făcut. Și am ajuns inclusiv doar din YouTube revenue, adică doar de reclamele care sunt puse pe canal, să fac undeva la 5.000 de euro pe lună. Pe lângă parteneriate și alte chestii, strict pentru că m-am focusat să văd exact care este algoritmul din spate. Ce înseamnă un RPM, un CPM, cum cresc numărul de vizualizări,
care practic vizualizarea este moneda de schimb în social media, clar. Uh-huh. Orice canal ar fi la mijloc. Și mi-am bătut cap, cam asta e, ca la un business. Cum poți deveni mai profitabil și să faci mai mulți bani? Cât efort ar trebui să depună cineva care să vrea să meargă pe drumul tău? Adică câte ore? Pentru că eu, cum ziceam, te urmăresc de câteva luni și văd că, virgulă, cantitatea de informații, contentul, am impresia că efortul de research e foarte mare la tine. Cât timp aloci? Absorb studiului, să zic așa. Deci eu, ca să o luăm treptat, când am dat drumul la canalul de YouTube, primele 7-8 luni, ceva de genul, am făcut strict educație financiară și marketing și chestii de antreprenoriat, chestii pe care le-am învățat timp de 4 ani. Nimic special. Din cărți? De la locul de muncă. Adică ce am învățat eu personal. Okay. Adică erau chestii pe care le găseai în cărți, dar aplicate pe barba mea. De asta mi-a prins mie, în primul rând, YouTube-ul. Pentru că am tradus oarecum ce era în cărți, era ambigu sau ce găseai pe Google și a trecut printr-o experiență personală. Asta consider eu că prinde la oameni. Dacă oamenii văd experiența personală din spatele personajului și nu cartea neapărat, pentru că toată lumea poate să citească aceeași carte, da. Corect? De ce nu ajung toți milionari atunci? Părerea mea e că ne uităm la oameni să vedem experiențele lor, cum au reușit oamenii aia să aplice. Transformat într-o poveste proprie, practică. Da, adică cum a trecut șirul ăla de informații prin omul ăsta, cum le-a aplicat și cum a ajuns la niște rezultate. Și atunci e mult mai ușor să înțelegem. Și de acolo, pentru că aveam experiență în spate, aveam ce să prezint, după aceea când am intrat în cripto a trebuit să mă reeduc, că nu știam nimic. Și e complet nou. Da. Și atunci a trebuit să stau undeva la 5 ore în medie pe seară, deci când terminam treaba, ajungeam acasă, nu făceam altceva decât să dau drumul la podcasturi, să dau drumul la cursuri, am cumpărat cursuri, să văd cum funcționează tehnologia din spate. Am citit cărți, tot ce am putut să fac, 5 ore pe seară, un an de zile nu m-am oprit. Deci am consumat undeva la 3000 de ore de conținut strict pe cripto, ca să pot să ajung la nivelul celor care erau mai din timp în spațiu. Foarte accelerat. Exact. Foarte accelerat. Exact cum ziceam, adică nu mă bag în ceva fără să încerc să fiu primul. Da, mie mi se pare foarte greu ce ai făcut tu, pentru că a trebuit să o iei într-un mod structurat, ori internetul nu-ți dă structură. Probabil că cursurile la care te-ai dus să fi fost într-o structură. Că altfel e o cantitate imensă de informații care, nefiind structurată, te pierzi în cred că cum reușești să... La fel mă întorc la ce am zis mai devreme, care este expertiza mea de fapt. Știu să ajung la end consumer, știu exact ce vrea omul ăla pentru că am stat de vorbă cu el. Nu am citit un sondaj de opinie sau am luat un studiu de caz de la o firmă care face asta. Am vorbit direct cu omul sau cu oamenii. Gen custom. Da, exact. Și am văzut exact care sunt problemele lor punctual. Adică informația aia pe care ai nevoie să o citești. Aia am reușit să structurez practic în orice clip de-al meu din social media, orice e-book de-al meu, orice curs de-al meu. Adică am reușit să structurez informația aia de care ziceam prin experiența personală. Aia mi-a ajutat canalele, nu văd altceva. Da. Mă întorc acum, ies din zona asta de online, mă întorc la franciza ta, care e alt tip de business. Corect. Probabil că o parte din conținutul din online își are originile în, Bubble Waffles. Da, nu? Da. Zi-mi un pic și de, sau zi-mi un pic și de păi, cum s-a născut și ce face el. Prima dată am început cu o cafenea. Cafenea foarte simplă, pe litoral, la Costinești. După aia am văzut oportunitatea cu produsul ăsta, care e foarte aspectuos. Și mi-am dat seama că, din punct de vedere marketingul cel mai bun este word of mouth. Dacă omul vede chestia aia și vrea mai întâi să facă poză înainte să guste din ea, e win-win, am reclamă moca oricând. Da, ți-ai externalizat marketing. Exact, fără să plătești nimic. Da. Și atunci mi-am dat seama de oportunitatea asta și n-am stat să pierd timpul. Din 2017 vara am deschis Bubble Waffles, așa micuț, ca MVP la Costinești. A prins foarte bine, nu mă așteptam. După aia am deschis al doilea an prima locație permanentă în Constanța, după aia am deschis-o pe a doua, mi se pare, în Sibiu și în timpul ăsta a venit pandemia și fix în pandemie, nu m-a dus capul să fac dinainte chestia asta, fix în pandemie am dezvoltat franciza pentru că era mai scalabil. Și atunci pandemia a deschis cumva franchise book, caietul de franciză, cu proceduri, cu standarde, caiet. Cu... Da, mă rog. Exact. Da. Păi trebuia standardizat, pentru că mai există produsul ăsta pe piață, dar dacă nu e standardizat, am văzut ce iese și lumea nu-și face poze cu el. Te înțeleg perfect aici, că asta e și business-ul meu de franciză. Dar tu știi mai bine decât mine, de asta zic. Da, adică da. Spre subiect de tine, eu nu am creat-o, ci am luat-o, Remax. Nu contează, până la urmă, e tot un sistem care trebuie scalat. Exact. Și atunci asta am văzut în domeniul ăsta
fizic combinat cu digital, orice ar fi, dacă tu deschizi mâine o locație de orice, trebuie să o digitalizezi. Îi faci poze și o pui pe Instagram, că altfel nu există. Mi-am dat seama de spațiul ăsta digital ca fiind foarte scalabil pentru orice fel de afacere, mai ales cea digitală full, adică pur sânge digital, dar și cea fizică care trebuie adusă în mediul ăsta, pentru că știm clar că cu toții suntem pe telefoane. Pe strada pe care ai pus cafeneaua nu e toată lumea. Asta e clar. Și după aia ușor m-a dus spre spațiul ăsta cripto, care la fel pentru mine reprezintă scalabilitate. De-aia m-a atras foarte mult. Deci cumva... Și ce anume te-a atras la asta? Că intrăm într-un alt capitol cumva. Ce anume te-a atras la cripto? Păi în primul rând, când vorbim de cripto, trebuie separat spațiul cripto de Bitcoin. Da, deci asta ar trebui să înțeleagă, cred că toată lumea, că este o diferență între Bitcoin și tot spațiul ăsta de cripto, care este experimental, de la Ethereum în jos. Și aici, inclusiv universitatea de care vorbeam, Universitatea Notorious, noi o creștem în Web3, care înțelegem că este experimental și e posibil ca, nu știu, unele din proiectele astea să nu mai existe în viitor, asta este, dar apar altele. Și aici, la fel, există o confuzie pentru tehnologia blockchain. Tehnologia blockchain nu există, în teorie. Bitcoin, practic, a fost primul blockchain și de acolo au apărut derivațiile astea, care sunt celelalte proiecte în cripto. Și se experimentează, cine știe până când, până este ceva, nu știu, palpabil. Ethereum pare că ar fi prima. Este o rețea destul de majoră, dar acum face schimbări majore, tocmai pentru că nu se știe proof ce of, este. Work, proof of stake. Trece la proof of stake în momentul ăsta, da. Și cam asta ar fi. Adică aici aș considera că lumea trebuie să facă un pic mai mult research, să facă separarea asta de spații. Te-am auzit foarte mult vorbind și spune mult din conținutul pe care tu îl creezi în zona asta de gaming, crypto gaming. Cum ar trebui să vedem asta și care știu eu, oportunitățile pe care tu le vezi? Pentru că așa simt că vezi tu multe oportunități acolo. Da, deci o să pronunț iar tehnologia blockchain, care încă nu știm dacă se va numi așa în viitor, e total experimentală, însă ajută la tranzacționarea peer-to-peer. Dacă Bitcoin poate fi comparat cu sistemul bancar, și acolo ar trebui să fie făcută o comparație, spațiul celălalt de blockchain și tot ce înseamnă proiecte în cripto, aici o să aibă foarte multe utilități în orice fel de afacere pe lumea asta. Și mie îmi place industria gamingului pentru că am fost gamer când eram mic. În majoritatea băieților, da, și jucam foarte agresiv. Jucam RPG-uri, jucam jocuri de strategie la sânge. Am jucat Triburile, cine știe, este un joc pe browser, foarte simplu de folosit. Am jucat, cred că, câțiva ani, am fost top jucător, dar nu aveam stimulent. M-am lăsat de jocuri între timp. Pentru că n-aveai miză. Da, exact. Sau miza era foarte, foarte mică. Te lăsai de joc, nu rămâneai cu nimic decât cu experiența de acolo. Și atunci asta face oarecum sau ajută tehnologia blockchain sau în industria gamingului clasic la microtransacționarea peer-to-peer. Pot să dau un exemplu clar aici. Orice joc te jucai înainte online și există multe tranzacții în online. Adică s-au făcut marketplace-uri acum unde poți să-ți vinzi un item. Adică am avut un caracter care dădea cu paloșul. Paloșul ăla era de un anumit nivel și eu, dacă sunt un jucător mai mic și n-am ajuns încă la nivelul ăla, pot să-l cumpăr cu bani. Deci au început să facă tranzacții. Un produs unic. Exact. Practic. E unicitate. Da. Este un token. Exact. Problema aici stă în încredere. Exact la faza cu sistemul bancar, pentru că este rulat de oameni, de mână umană, și unde este mână umană există eroare umană. Și atunci la asta poate să ajute blockchain-ul la tranzacționarea peer-to-peer pe un marketplace care nu este deținut de o companie, care își poate pune fiurile pe care le vrea și poate pune monopol să cumpere tot ce înseamnă. Și atunci putem să ne gândim la modul la care un user vrea să tranzacționeze cu alt user și trebuia să-i trimită în contul bancar. Cine trimitea primul ce? Da. Aia era întrebare. Puteam să-ți trimit itemul? Era primul pas din schimb. Exact. Puteai să-mi dai țeapă după aceea. Sau invers. Eu îți trimiteam banii și după aia, știi ceva, la revedere și păstrezi itemul. Și asta rezolvă partea de blockchain, toți pașii aia intermediari care sunt necesari pentru o încredere între două persoane. Sunt acele smart contract. Da, exact. Practic securizează tranzacția. Un smart contract este un contract care, cum să zic, parcurge pașii instant. De exemplu, dacă ai cumpărat de la EMAG în momentul ăsta, ceva, orice, până faci plata, până se duce comanda până la sfârșit, sunt niște pași care sunt făcuți de mână umană. Pașii ăștia în termen de blockchain se fac automatizat. Adică s-a îndeplinit condiția că eu am banii, portofelul digital, se verifică chestia asta, tu ai itemul, se face tranzacția peer-to-peer fără niciun intermediar pe drum și atunci intervine microtransacționarea care mă ajută pe mine să nu mai am sau să nu mai fie nevoie să am încredere în celălalt, să-i vând un item. Și știm clar că atunci când au început să se facă tranzacții mai dese,
și mai frecvente, sau cred că e același lucru, mă rog, și mai mari și mai mici de tot felul, într-o anumită economie, economia aia a crescut. Mi se pare că definiția GDP-ului, PIB-ului, este the velocity of money sau ceva de genul, înmulțit cu, da, pe tematic, nu vreau să intru prea mult în tehnic, dar ține de velocity of money, adică cât de repede se mișcă banii într-un sistem economic. Și practic dacă a venit blockchain-ul să înlocuiască un sistem condus de mână umană, a scalat. Și atunci crește valoarea rețelei, crește tokenul sau, mă rog, ce reprezintă proiectul respectiv. Și cred eu că a aplicat peste industria asta de gaming, care este undeva la 2021 de la 200 de miliarde de dolari pe an. Este imensă. Cât e un PIB, adică, o PIB de țară. Da, dar este mai mare decât industria filmelor și a muzicii. Combinat. Și atunci, la ce mă uit eu în momentul ăsta, ca să las un pic de context, mi-am dat seama că poate să ajute industria tehnologia asta de blockchain, dar mă uit în primul și în primul rând, din aproape în aproape, următorii 3 ani de zile, mobile gaming-ul aduce jumătate din revenue în industria asta. Jumătate clasic. Sunt pe mobil. 100 de, exact, 100 de miliarde de dolari pe an. Și atunci, bineînțeles, companiile vor vrea să scaleze ca să facă mai mulți bani. E atât de simplu. Și ca să facă mai mulți bani, trebuie să ofere userilor partea aia de încredere care nu mai este necesară, mult mai multă siguranță și să poată să microtransacționeze mult mai frecvent ca valoarea rețelei să crească. Asta o să ajute în primul rând și este mult mai ușor să faci un joc pe telefon decât un RPG, un MMORPG care este sau necesită un calculator de 3000 de euro ca să poți să-l joci ca lumea, că e, nu știu, are o grafică. Da, deci practic grafică mult foarte mai accesibil ca, exact, resursă, ca și timp, ca și... Exact. Și chiar aveți în Cluj aici un proiect, se numește WAM. Da. Ei construiesc aici, eu sunt investitor la ei și partener cu ei, de când au început. Pentru că am văzut valoarea asta. Ei au deja un produs care este folosit de dinainte să treacă pe blockchain. Mm-hmm. Blockchain-ul doar trebuie să-i ajute la scalare. Atât. Și dacă mergem în zona asta de blockchain, eu fiind cu un business în imobiliare, Remax, un business în imobiliare la nivel global, deci am cumva și perspective prin prisma conexiunii la nivel de rețea în multe alte piețe, 110 la număr, în lume. Se vorbește foarte mult despre blockchainizarea industriei imobiliare, respectiv acele NFT-uri, cum am putea să le descriem pe de-o parte și cât de fezabilă vezi tu ideea asta? La fel ca și industria gamingului, tehnologia blockchain văd să ajute orice fel de industrie. Adică să, în primul rând, să fracționalizeze economia din industria respectivă pentru a ajuta la microtransacționare. De exemplu, luăm exemplu de un bloc. Se face un bloc, da? Ca să poți să devii proprietar în blocul ăla, trebuie să cumperi minim un apartament. Deci costul de oportunitate este mare, de la cât costă un apartament la cât costă cel mai scump apartament. 40.000, 60.000, habar n-am. E, cu microtransacționarea de pe blockchain, dacă am împărțit, de exemplu, blocul ăla în 10.000 de NFT-uri și are 100 de apartamente, să zicem, adică fiecare apartament are 100 de NFT-uri. Da, până la urmă, în unități virtuale. Exact. Sunt unități virtuale. Cumperi părți, ca și cum ai cumpăr acțiuni. Doar exact, că sunt tokenizate acțiunile astea. Sunt tokenizate pe un sau într-o industrie care nu doarme. Blockchain-ul nu doarme. Bursa doarme. Tranzacționarele de imobiliare dorm. Adică când vine weekendul nu prea se mai lucrează, durează foarte mult, dacă banca e închisă nu poți să faci tranzacția, etc. Pe blockchain nu se doarme. Asta da, e diferența. Poți să faci și peer-to-peer. Exact. Deci n-ai nevoie de se fracționalizează investiția și se aduce la un cost de oportunitate mult mai mic. Dacă pot să iau, hai să dăm un exemplu palpabil, 50.000 de euro pe un apartament împărțit la 100 de NFT-uri. Înseamnă 500 de dolari pe NFT, corect? Dacă eu pot să cumpăr, n-am bani de un apartament, dar pot să cumpăr 7 NFT-uri de genul ăla, 3.500 de dolari. Dețin cotă parte din apartamentul respectiv. Când se apreciază, pentru că obișnuiți fiind, imobiliare se apreciază, dacă sunt într-o zonă bună, au scarcity, etc., vând NFT-urile alea 7 sau doar 3 din ele, mai încolo, pe, nu știu, 650 de dolari. Plus că poți să le vinzi pe subdiviziune, adică din alea 7, dacă luăm proprietatea mea, sunt 7 unități, pot să vând o unitate. Da. În schimb, dintr-un apartament nu sau pot 3. Să vând balconul. Exact. Sau o cameră. Deci, practic, fracționalizăm tot ce înseamnă, ce înseamnă, practic, mediul fizic. Fracționalizez casa asta, terenul ăsta, la fel, se poate aplica și acolo, ceea ce nu se putea înainte. Asta văd și în industria de imobiliare și, sincer, în orice altă industrie. Plus că accesibilitatea este globală, adică în momentul ăsta, dacă exact vrei să cumperi un apartament în Cluj, cam trebuie să fii din zona asta. Sau poate știi foarte bine să citești o piață și eu pot să devin expert în imobiliare în Bali fără să trăiesc în Bali, de exemplu. Poate am fost, am trăit și după aia deodată încep să tranzacționez din
să zicem, Chile. Că acolo m-am mutat și știu foarte bine piața din Bali și o tranzacționez oricând, 24/7, 365 de zile pe an, pentru că am partea asta de blockchain. Da, scenariile astea pentru noi care facem business în stil clasic, par destul de science fiction, așa, dacă pun, pun pariu că și în anii când s-a lansat bursa din America, deci nu vorbesc de New York Stock Exchange, astălaltă, Nasdaq. Uh-huh. Practic a însemnat același lucru. Nasdaq-ul a venit în competiție cu NYSE pentru că a reușit să dezvolte un sistem electronic. Serios? Da. Deci n-ai, la NYSE încă se tranzacționează cu hârtii. N-ai cum să scalezi cu hârtii în 2000, mă rog, în 1970. Și atunci Nasdaq a venit în competiție, dar mai mult n-a venit în competiție, a venit să ajute să deschidă mai mult piața, pentru că pe un sistem electronic, unde market makerii practic țin, dețin practic acțiunile pentru tine, nu le deții tu, versus partea de blockchain unde tu îți deții propriile acțiuni, ca tokenuri, la tine în portofelul digital și nu au ce să adică nu ți le dețin alții care pot da faliment și tu să rămâi în fundul gol. Corect, la modul ăla. Nu știam asta. Da, și atunci asta consider că se va întâmpla acum, la fel ca și cu Airbnb-ul și Uber-ul. Airbnb-ul nu a apărut aici să facă competiție pentru hoteluri. A venit să deschidă o piață pentru oameni care aveau o cameră în plus, un apartament în plus și aveau nevoie de poate de mai mulți bani să-l întrețină și au putut să-l închirieze în regim hotelier. La fel cu Uber-ul nu a venit să facă competiție pentru taxiuri, a deschis piața la oamenii care stau cu mașinile degeaba. Exact, exact. Sau care veneau singuri de la birou sau știu eu. Exact. Da. Sau copiii care stau cu mașina și n-aveau ce să facă și pur și simplu. Da. Deci am văzut partea asta și la Airbnb și la Uber. O văd în momentul ăsta pe blockchain versus orice altă industrie. Da, ca să revenim un pic cu picioarele pe pământ. Știu că tu ești un dedicat al investițiilor în zona asta de tehnologie, dar ce părere ai de imobiliarele clasice? Adică ce crezi despre oportunitatea de investiții ca imobiliară? Asta e prima întrebare. Și a doua, într-un portofoliu al generației Millennium, cam cât trebuie să, sau cât ai recomandat tu să fie imobiliare clasice? Dar să luăm prima întrebare. Ce părere ai despre okay. Deci brick and mortar și am pământ? O părere foarte bună la modul la care n-ai cum să trăiești într-o lume fără chestii fizice. Ai nevoie de acoperiș asupra capului, ai nevoie să mergi la Starbucks să cumperi cafeaua, nu poți să o bei în metavers, corect? Da. Dar consider că dacă vrei să scalezi afacerea respectivă, ai nevoie de mediul digital. Și atunci pe partea de imobiliare, dacă eu nu investesc în imobiliare tocmai din motivele menționate, cost de oportunitate prea mare și dacă vreau să fiu flexibil ceea ce vreau pentru că sunt tânăr și vreau să călătoresc, îmi iau casă undeva și trebuie mentenanță. Costul de mentenanță mult mai mari. Deci foarte local. Da. Și ești prins. Ok, dacă stai acolo, Doamne ajută. Te ocupi de ele, cu asta te ocupi. În cazul meu nu e cazul, pentru că eu sunt investit full în zona digitală, IP inclusiv, adică brandul Bubble Waffles este proprietate intelectuală, îl car după mine oriunde merg în lume, încă există chiar dacă plec din România, încă funcționează chiar dacă plec din România, deschid laptopul și rezolv problemele de la distanță. La asta mă uit eu, pentru că asta este parcursul meu acum, etapa din viața mea. Dacă ar fi, de exemplu, să merg spre investiții în imobiliare, la un moment dat, ca să diversific portofoliu și să răspund în același timp la a doua întrebare, părerea mea că aș cumpăra chestii de genul ăsta foarte, foarte rare cu viu. Pentru că atunci când vine criza și știm, din punct de vedere istoric, că vine o criză. Sunt niște cicluri care, exact, se invariabil, întâmplă. Da, se întâmplă fie că vrem, fie că nu consumă, vrem. Da. Și atunci am observat chestia asta în 2008, m-am documentat după aceea, n-am știut ce înseamnă, atunci aveam doar 20 de ani. Mi-am dat seama că imobiliare din centru vechi, pardon, centrele orașelor sau cele foarte, foarte scherse, adică cu o rezervă limitată, le poți număra pe degete, să zicem, chestii de genul ăsta, vor fi dorite întotdeauna. Pentru că vor fi întotdeauna oameni cu bani. Fie că vine recesiune, mai ales dacă vine recesiune. Cei care știu că vine recesiunea, pregătesc, au cash. Și ei la asta se vor uita în primul rând. Da, astea sunt una dintre cele mai bune vehicule de transporta banii, exact. În timp. Safe. Exact, corect. Și atunci la asta m-aș uita eu dacă aș vrea să diversific. Culmea că stau acum, am ajuns din greșeală într-un penthouse în București, care costă, are 3 unități și costă 2 milioane jumate de euro. Și am zis, dacă ar fi să cumpăr vreodată imobiliare, așa ceva aș cumpăra. Pentru că dacă mă uit în București, pur și simplu caut un, dau un search pe Airbnb sau caut pe imobiliare.ro să văd, sau nu știu, poate la voi la Remax, caut, și am lucrat, am încercat să obțin ceva, un penthouse, nu mi-au găsit pur și simplu. Deci sunt foarte, foarte puține. Dacă sunt foarte, foarte puține, o să fie foarte, foarte dorite. Dacă sunt foarte, foarte dorite, iar cererea este, pardon, oferta este limitată, prețul întotdeauna va crește. Nu există să nu crească. Absolut, absolut. La asta m-aș uita. Și ca procentaj din portofoliu, pe imobiliare n-aș merge mai mult de 20%, sincer.
sau okay. orice înseamnă afacere fizică. Uh-huh. Adică să o dețin eu. Am două locații în Constanța, le păstrez pe alea, am avut 12. Proprietar? Proprietar de afacere. Ah, ok, da, nu, mă gândeam proprietar imobiliar. Nu, nu, nu. Nu, nu am, sunt chiriaș acolo, ah, okay, dar zic okay. afacerea respectivă. Deții locația. Da, trebuie să dețin o locație ca să pot să scalez. Nu, tu deții operațiunea, exact. Dar nu deții și locația, exact, imobilul. Exact. Asta, nu, nu are niciun sens. Da. Adică dacă era McDonald's, poate. Da. Dar nu are sens, pentru că durata de viață e între 5 și 10 ani. Uh-huh. Că o prelungesc eu e strict, nu știu, munca mea, dar n-am de unde să știu. Deci 20% din portofoliu vezi tu dețineri imobiliare. Maxim, părerea mea, pentru că mai degrabă, dacă ne uităm iar în direcția asta de spațiu cripto sau blockchain combinat cu imobiliare, aș putea să-mi diversific portofoliul ăsta și mai mult dacă părțile astea din imobiliare sunt tokenizate. Pentru că știu că poți să le cari oriunde. Da, poți lichide, să le cari ușor tranzacționabile. Exact, la orice oră, da, mă trezesc la 12 noaptea, că nu mai am chef, am vândut NFT-urile. Așa văd eu lucrurile. Interesant. Și dacă suntem în zona de business, rămânem tot în zona de business, dar trec în alt domeniu în care ești tu, în ăsta al știu eu, vloggingului. Social media. Social media, dar vloggingul. Okay. Care ar fi niște elemente cheie pe care un începător ca mine sau o mulțime de tineri care vor să intre în domeniul ăsta ar trebui să țină seama, având în vedere că tu ai ars cu viteză așa mare niște etape și ești deja într-un pole position pe segmentul ăsta. Cred că majoritatea oamenilor au auzit de metoda AIDA. Atenție, interes, dorință. E un funnel, da? Prima și prima oară, nu contează că ești pe Twitter sau pe Discord sau pur și simplu ești la colț de stradă și vrei să atragi atenția cu flyerele din mână, trebuie în primul rând să atragi atenția. Cumva. Și atunci în social media, dacă deschid subiectul de bani, am atras atenție. Uite cum poți să faci bani azi, de exemplu. Sau uite cum poți să faci 10.000 de euro. Sau cum ceva de bani, în general. Asta e nișa mea. Trebuie un hook. Da, ăsta e hook-ul. Sau captează atenția. Cum o captezi depinde numai de tine. Și apoi aș merge în incremente de secunde sau paragrafuri. Depinde ce faci. Dacă ești pe Twitter, nu e vorba de secunde, e vorba de ce scrii în prima propoziție. Ai captat atenția. Omul s-a oprit. A citit restul și trebuie să mergi din aproape în aproape cu fiecare frază spusă sau scrisă. Adică concentrarea trebuie să stea la fiecare secundă în parte. Pentru că omul, în general, se pierde. Și când intră în un magazin, este atât de logic. Dacă mergi prin Jumbo, nu ai voie să ieși din Jumbo. Jumbo fiind retailerul de diverse, jucării și alte. Da, doar că acolo este un labirint, i-am zis eu, labirintul groazii sau ceva de genul. Da, de ce? Nu ai voie să ieși din Jumbo fără să mai bine să nu mergi. Fără să parcurgi tot. Deci nu poți să ieși din el. Ah, okay, okay. Parcurgi tot și de-abia după aceea ajungi la... Fără shortcut, fără nimic. Nu, fără nimic. Au niște uși, doar ei au acces la ușile. Deci ești captiv, practic, în sistemul exact. Lor. Exact. Și te trezești la sfârșit că ai un coș de la mare și nu înțelegi de ce, că ai fost să iei o singură chestie. Asta se întâmplă, practic, și în social media. Trebuie ca omul ăla, dacă ajunge să citească prima frază sau să audă prima chestie spusă sau să citească pe ecran când vede la tine o chestie, de exemplu, thumbnail-ul de pe YouTube, trebuie să se oprească și trebuie să-l consume. Adică să consume produsul respectiv. După ce s-a oprit, ce urmează? Trebuie să citească titlul de la vlog. Dacă titlul l-a prins și l-a consumat, ok, trebuie să dau click. După ce am dat click, ce aud sau ce văd? Trebuie să audă ceva sau să vadă ceva, să-l țin acolo, să consume și următoarea etapă. Incremente de 3-4 secunde. Și cel mai bun exemplu, dacă vreți să studiați pe MrBeast. MrBeast. Este cel mai al doilea vlogger. Da. Deci la el, cum să zic, bine, el știe foarte bine audiența, dar incrementele astea de care vorbesc de secunde, 0,5 secunde, la fiecare 0,35 secunde creează alt cadru. E o dinamică de nu poți să ții pasul. Și atunci n-ai cum să pleci. Până la sfârșit, deci de la început până la sfârșit, e aceeași dinamică. În continuu se întâmplă chestii diferite, chiar dacă ei stau la masă așa, sunt 40 de camere care filmează în toate unghiurile. Și care ar fi niște greșeli care să le evite? Pentru început? Da, așa, început și... Să nu evite nicio greșeală. Să nu evite nicio greșeală, da. Deci eu când mi-am dat seama că lumea așteaptă să creeze cadru perfect pentru un vlog sau pentru un story sau pentru un TikTok, mi-am dat seama că atunci se pierde. Adică ei încercând să creeze cadru perfect, își pierdeau încrederea când vedeau care era rezultatul final. Just do it. Exact. Și aici poți să te las cu un studiu. Era o universitate de fotografie din Florida, nu mai știu exact unde, și au făcut un studiu pe toți cursanții lor. Au organizat pentru tot cursul de un an de zile două grupuri țintă. Primul grup avea ca țintă să facă cea mai perfectă poză.
și să o prezinte la examenul final. Okay. Deci trebuia să prezinte o singură poză. Ceilalți au avut de prezentat 100 de poze. Deci unii cantitate, alții calitate. La sfârșit de program, cine crezi că a câștigat cea mai... 100. Exact. Pentru că quantity... Testarea. It's a best quality. Exact. Sometimes. Deci ei încercând să creeze poze, pur și simplu, le-a ieșit una mai bună decât ce au creat ceilalți care doar au gândit și n-au făcut nimic, n-au acționat. Același lucru este și în social media. Fă greșeli câte poți și fă-le de la început. Pentru că oricum n-ai cum să găsești formula perfectă. Mă întorc la discuția despre Mr. Beast. Face chestia asta acum, are 100 de milioane de subscriberi în timp foarte scurt. Dar dacă te duci pe primele lui clipuri, mergi pe canal la el și le vezi din 2012, erau random, nu însemnau nimic. Dar n-ar fi ajuns aici fără alea, fără greșelile. Exact. N-ai cum, până nu testezi ca să vezi feedback-ul, este la fel și în orice afacere. Poți să crezi că ai cea mai bună cafea, ai dat drumul la cea mai bună cafea din cafeneaua ta și vezi că lumea nu o place și trebuie să închizi. Ok, întorcându-ne la ideea pe care mi se pare că un pic am abandonat-o, sau am lăsat o paranteză deschisă, franciza. Am înțeles că era evident pentru tine că franciza te ajută să scalezi. De ce franciză? Adică eu am mai zis, sunt într-un sistem de franciză, sunt mare partizan al ideii astea de franciză și tocmai citesc aici în spate Antifragil, cred că modelul de business în franciză... Antifragil? Cine, cum îl cheamă? Taleb. Așa, Nicolas Taleb. Da, Nicolas Taleb. Cred că sistemul de franciză este antifragil. Da. Pentru mai mulți factori implicați acolo. Dar cum ai ajuns tu... Fără să ai, aș zice, o educație specifică, economică, pur și simplu ai intuit povestea asta și... Cred că m-am ars mai degrabă. Deci te-ai ars, ok. Da, deci am deschis o locație, m-am dus peste granițele de care ziceam și am intrat în zona de risc. M-am dus cu o locație în Sibiu, eu fiind în Constanța. Și distanță mare și o piață pe care nu o înțelegi. Da, exact la asta mă refeream și mai devreme și plus că eu am venit cu skin in the game, nu managerul care era angajat în baza unui contract. Doamne ferește, ai nevoie și de ei, dar nu poți să managerezi de la distanță la modul ăsta, dacă n-ai un sistem foarte bine pus la punct. Și atunci mi-am dat seama de greșeală, pentru că între timp a trebuit să închidem locația de acolo. Era imposibil să o ținem, trebuia să mut acolo. 2 ani, încă de la începutul mall-ului, da, de când s-a deschis mall-ul din Sibiu. Și mi-am dat seama că de fapt franciza, sau de fapt, nu, înainte să ajung la franciză, am fost la com. În ce sens? Adică mi-am dat seama cum să deschid o locație de succes. Am găsit formula potrivită ca eu să deschid locațiile, să încasez profituri în prima, adică să fiu profitabil din prima lună, mă rog, fără parte de amortizare, pur și simplu să nu fiu pe minus. Mm-hmm. Să nu mai aduci bani de casă, pe urmă. Exact, exact. Până a venit pandemia și m-a demonstrat că nu e cazul. Bun, să fac. Era o lebă de neagră, apropo de Black Swan, da, tot aleb, exact. Dar a trebuit să vină chestia asta ca să pot să, că dacă deschideam, de exemplu, 40 de locații și venea un Black Swan ăsta, era mult mai nasol. Da. Și atunci mi-am dat seama că în momentul în care cineva nu are skin in the game, o să depinde de tine și tu va trebui să te împarți. Tu nu ești scala, ești, nu o să mai fii antifragil, o să fii fragil. Adică nu poți să te împarți în 6 locuri deodată, trebuie să fii ca o hidră. Și atunci... Tot riscul e la tine. Exact, exact. Trebuie distribui riscul. Da, nu distribui deloc riscul. Și atunci partea asta de franciză a venit după o educație la sânge, adică m-a usturat, acolo am investit 200.000 de euro în 2 locații. Wow. Pentru că era mall-ul nou, a venit cu totul la roșu, trebuia să construiesc pereți de la zero, tot. Da, tip mall. Exact, că atunci s-a deschis mall-ul. Și ca să înțelegi de ce am fost lacom, și mi-am dat seama că am fost lacom și a fost o greșeală, exact pentru că am descoperit formula care mi-aducea profituri din prima lună, am făcut un calcul simplu. Dacă am 10 locații și încasez, să zicem, 500.000 de euro cifra anuală de afaceri și am o profitabilitate de 20%, 100.000 pe an profit net pur, da, la mine în buzunar. Ideal. Teoretic. Da, dacă am 10 francize, de exemplu, și au redevențe de 6%, încasez doar 30.000. Și de ce să încasez o treime din bani? Ce-s mai fraier? Ah, ok, înțeleg aici aspectul lăcomiei, da. Exact. Și lăcomia nu împart cu alții. Exact. Este exact același lucru ca cel care vrea să deschidă startup-ul și nu vrea să ia franciza. Da, da. Pentru că eu în momentul ăsta sunt și francizat. Și s-a francizat pentru că am luat franciză de la Five2Go. A, da? Am vrut să fiu de ambele tabere, să înțeleg. Ok, asta n-am știut. Să înțeleg mai bine procesul. Am renunțat la cafenele celelalte, am adoptat una Five2Go, am vândut vreo 3 locații la Five2Go și am vrut să fiu și francizor și francizat, dar să merg adică să muncesc în direcția francizor ca să cresc un concept. Nu puteam să merg pe două. Da. Era foarte greu. Și atunci mi-am dat seama că calculul ăsta de lăcomie m-ar fi salvat foarte mulți bani.
Și aceeași discuție și pe partea de francizat, recomand tuturor să nu înceapă startup decât după ce, de exemplu, au dat drumul la o franciză, au văzut cum funcționează business-ul, ai făcut experiență pe ceva solid și nu te-a costat neapărat banii. Practic, și tu faci outsource la risc ca și francizat. Exact. Adică e o franciză, ok, riscul împart cu francizorul meu, exact, pentru că ăsta știe, îmi dă elemente care îmi reduce mie riscul, pe care el îmi dă suport. Da, deci pe mine soluțiile astea m-au costat câteva sute de mii de euro. Poftim, ia-le pe tavă și dăm 6% din tot ce faci, care înseamnă câteva mii de euro. Și dacă faci un calcul de risc în momentul ăsta, o locație, dacă tu deschizi o locație singur de 40.000 de euro și ai statistica clară, primii 2 ani 80% dau faliment, se inversează, e complementul de fapt la franciză. Da, exact. 80-20 invers. Exact. Nu-i mai bine să dai 3.000 sau, nu știu, 2.500 pe lună din cifra ta de afaceri în total și elimini riscul ăla să pierzi 40.000? Nu-i mai safe așa? Și după aia, fost tu, Damblau, poți să mergi, de exemplu, la o bancă, ți-a luat ca activ ce ai acolo în franciză, ia-ți 30.000 pentru startup-ul tău și fă-ți Damblau. Și gata. Așa, am în momentul care, în momentul în care ai intrat în industrie și înțelegi, da, riscurile, oportunitățile. Ai o profitabilitate. Da. Dacă faci e calcul simplu. Ai 2.000 de euro, să zicem, profitabilitate pe lună. Dacă iei un împrumut de 30.000 de euro, am făcut chestia asta, 3.000 de lei din profitabilitatea aia se duc acolo, tu în continuare ești profitabil, chiar dacă cu startup-ul dai faliment, corect? Absolut. Și atunci ai mai multe șanse să duci startup-ul de succes pentru că ai experiența în partea asta. Și care vezi tu principalele trei elemente de avantaj pentru un francizat? Pentru un francizat? Da. Păi odată nu ai riscul ăla de a pierde toți banii, 40.000 de euro, 50.000 de euro, depinde cât timp ai investit într-o locație. Se elimină pentru că ai toate soluțiile pe care francizorul tău le-a pus sau le-a găsit sau le-a descoperit, băgând foarte mulți bani. Deci eu știu clar. Un startup e mașină de înghițit bani, clar. O franciză, părerea mea, este o mașină de printat bani sau o rețea de franciză. Da, rețea. Eu astea trei elementele văd. Da. Brand. Deci brand, dacă ai un brand puternic, da, trebuie să ai un brand puternic. Pentru că sunt și francize care sunt la început, aș alege una care să aibă un brand, da, și aici, dacă nu te cunoaște la fel, intri în piață și nu te cunoaște lumea, greu. Da, foarte greu să faci clientele. Dacă tu vii cu un nume cunoscut, da, cunoscut brand, pe piață. Doi, rețea, că ziceai, da, tu de rețea, foarte important, mai ales în imobiliare, că oamenii colaborează între ei. Corect. Și trei, foarte important, suportul pe care ți-l dă francizatul în proces. Da, pentru că tocmai din cauza asta am și păstrat locația principală. Acolo noi testăm. Vedem chestii de piață, da, care se cer, important. Testăm la noi, nu te costă pe tine ca francizat. Ne costă pe noi. Foarte important. Ne asumăm bine asta și îți dăm soluția la fel. Și urmă scalezi. Da. Scalezi la nivel de rețea. E mult mai ieftin pentru toată lumea. Versus dacă trebuie să faci tu chestia aia și la fel, din experiență, doar ca să bag un produs, mă costau câteva zeci de mii de lei să-l testez. Și practic francizații tăi beneficiază de know-how ăla automat în fiul de... Da, redevențele lunare. Lunare. E mai ușor să iei de la 10 locații, da, redevențe. Și tu, odată ce ai descoperit, produsul, corect, îl scalezi și îți iei o marjă mică de la toți francizații tăi. Exact. Practic, să amortizezi investiția. Da, și e win-win pentru toată lumea în cazul ăsta. Trebuie mai multă educație. Toată lumea spune, de ce să-i dau lui ăla? Mi-ai dat-o la file. Educație. Asta era următorul punct. Eu tată, părinte, copiii mei sunt deja mari, majori, și au trecut un sistem din ăsta de educație într-un mediu privat. Tu ziceai că ai făcut două facultăți, una dintre ele ți-a dat o diplomă pe care ai aprins-o, ai ars-o în live pe YouTube. Live pe YouTube. Ce diplomă de inginer, adică, da, inginer, deci, petrol și gaz. Care te-a costat niște ani, niște bani, niște resurse. Ce crezi tu despre educația asta formală, despre educația asta alternativă, informală? Pentru că ești într-un moment în care tu educi oameni fără să ai o educație formală la bază. În zona asta, în cripto, zona asta, nu, da, ai nimic. Da, păi nu există. Nu există. Exact. Probabil că există undeva niște muguri acum încep în lumea asta, dar... Toată lumea cred că știe problemele din sistemul educațional. Unul la mână, materii învechite, profesorii intră în aceeași categorie. Demotivați și... Da, pentru că nu ai cum, n-ai cum, adică n-am cum eu ca antreprenor să vin să predau acolo, nu e, n-am un stimulent economic ca să vin să-mi pierd orele acolo. Da, și probabil nici nu ai abilități pedagogice, probabil că nu ai. Probabil, dar nici nu contează, poate m-ar vrea, dar n-am cum să merg acolo și o să-mi las afacerea și să câștig mai bine acolo. Exact, exact. Unul la mână. La fel în politică. Exact. Doi la mână, sistemul de ghidare al tânărului din România este, nu că defect, e aproape imposibil. Părinții n-au fost educați de așa natură ca să-și ghideze copilul către o facultate potrivită. Din motivul ăsta, uite, poți să cauți pe internet, pe Google, 70% plus, nu știu exact cât, 74-75%
din studenții care merg la o facultate nu profesează în domeniul în care au învățat în facultatea respectivă. Deci 70%? Peste 70%. 70% și aruncă diplomele. Da. Nu și le aruncă, le țin să fie acolo. Da, okay. E același lucru. Da. Eu consider că nu există plasă de siguranță dacă vrei să ai succes într-un domeniu. Aici nu intră în calcul medicina, avocatura, care ai nevoie practic de... E singura cale de acces înspre breasla, înspre profesia. Corect, aici sunt total de acord. Dar orice altă facultate, poți să o lași, de exemplu, eu dacă m-aș fi întors în timp în momentul ăsta și nu eram sigur de facultate, friz, un an de zile. Stai și gândește, nu pleacă facultatea de acolo. Stai și gândește-te. Am înțeles că fiica ta călătorește. Da. Mi se pare genial. Fiica mea la 18 ani a plecat acum câteva zile într-un turneu de 3 luni și ceva prin Europa. Mi se pare genial. Are vreo 15-20 de orașe ca destinație, cu rucsac în spate. Și crezi că o să mai facă facultate? Nu știu, eu pot să 50-50. Pun pariu cu tine, să mai facultate. Cumva m-aș bucura. De-aia zic că sistemul ăsta formal în care trăim nu e scalabil în primul rând. Și atunci nu trece prin altă problemă pe care o știe toată lumea, nu trece prin experiența omului care a activat la locul ăla de muncă. Am avut profesori care erau ingineri. Un fel de skin in the game. Da, am avut profesori care erau ingineri pentru că au avut diploma, dar n-au muncit în domeniul respectiv. Uh-huh. Nu mi se pare ok deloc. La fel ca și pe antreprenoriat. Înveți antreprenoriat la școală și dacă omul ăla nu e antreprenor... Steril, așa... Da, pedagogic, atât. Adică da. Doar ce a citit omul îți predă ție în ce a înțeles. Lipsi de inspirație, lipsi de... Nu ai cum să înveți pur și simplu citind chestii, mm-hmm. Trebuie să vezi experiențele oamenilor ca să poți să înveți cu adevărat. Și bun, sistemul ăsta formal e perimat, e învechit, e ineficient. Cum cauți alternative? Păi, exact cum am început și eu, chiar am văzut o statistică în 2021, 46... Dar tu dacă luau de la zero, ok, lași la o parte facultatea sau okay. Sistemele astea clasice de educație, cum cauți? Cum ai căutat? Păi aici chiar aș căuta pe internet. În plus, social media ajută foarte mult. Eu când aveam 20 de ani nu aveam YouTube și să mă iau după cineva. Și aș fi preferat să apară unul în fața mea să-mi zică, uite, cam așa stau lucrurile. Tutoriale. Orice să pot găsi. Da. How to? De asta zic, în momentul ăsta, deci am văzut statistică la sfârșit de 2021, industria de cursuri la nivel mondial, deci nu vorbesc de sistemul educațional, a produs 46 de miliarde de dolari. Da, nu. E imens. Da, nu-mi dau seama. E imens, e gen, nu știu, în comparație cu industria de... filme tot așa, e poate la jumate sau ceva de genul. E un search rapid. Este imens, adică nu credeam că există așa ceva. E clar că lumea începe să democratizeze inclusiv sistemul educațional. Foarte interesant. Lumea își caută mentori în online, nu la facultate, în momentul ăsta. Uh-huh. De asta, tipi ca mine au prins foarte bine și vând cursuri. Da. Eu am povestit care e treaba deci cu cursurile tu, și tu ce astăzi ești, ca să dăm niște cifre, ești la 130 de mii de subscriber pe YouTube? 150 și ceva de mii. 150 ceva de mii. Pe YouTube, da. Pe Twitter am 40 de mii. Instagram și 85 de mii. Inclusiv mi-a bubuit acum și Facebook-ul. Nu mă așteptam. Eu acolo nu eram activ. Pur și simplu postam ce postam și pe celelalte. Și am aproape 50 de mii de followeri. Ce mai e? TikTok-ul. Acolo sunt cel mai mare. Am 430-40 de mii. Mi se pare impresionant să faci treaba asta în 2 ani. Da, adică da. Era ceva de neimaginat în urmă. Eu nici atât nu puteam. 10 ani, nu știu. Adică... Da, a trebuit să-mi bat capul. Adică am făcut o schimbare și m-am băgat olin. Adică în condițiile în care, scuze-mă, tu ești limitat sever la teritoriul ăsta, la limba asta. Corect. Adică, probabil că dacă ai fi avut conținutul ăsta în engleză, adresabilitatea ar fi fost... Mult mai mare la nivel mondial. 100x sau nu știu. Dar prefer aici pentru că consider că nu trebuie să sari etape. Toată lumea mi-a spus, puneți subtitrări în engleză, să activezi pe piața din afară. Uh-huh. Avem uh-huh. aici nișe deschise uh-huh. pentru orice fel de afaceri. Uh-huh. Ok. Oportunități așa pentru lumea asta care vine, antreprenorială, unde vezi tu, știu eu, puncte din astea hot? Adică ce industrii, ce nișe care pot să... Să explodeze, să scaleze mai rapid decât... Eu în pandemie, când am văzut că o să fie problemă, mai ales la nivel de angajați, văzând, eu conduc Tesla, văzând problemele inclusiv cu mașinile. Deci ești la Tesla. Da, pentru că am citit și cartea despre viața lui, am documentat ce înseamnă SpaceX și Tesla deci de când au apărut. Deci interesant că toți cumpărăm o poveste dincolo de da. Produsul în sine. Sunt total de acord. Okay. Dar și povestea a adus practic produsul din ziua de azi. De ce n-a făcut da, nimeni? Probabil că e o componentă din da. Produs. Da. Mai mulți oameni care se strâng alături de o poveste foarte impresionantă și mare, e logic că o să lucreze împreună și o să aducă produsul ăla la final. Și atunci părerea mea că totul trece la automatizare completă din momentul ăsta. Următorul, ăsta e deceniul pe care eu îl văd.
la nivel de automatizare. Eu în pandemie, văzând problemele, mă gândeam cum să fac să-mi automatizez inclusiv cafeneaua. Și era destul de greu. Adică sistemul japonez, comandă aici, apasă butonul. Mai de atât, un braț robotic conectat cu un AI la un panou digital sau o aplicație de fidelizare care nu necesită angajat. Care nu doarme, nu da, are IFOS-e, mi se pare super. Nu merge la baie, doar că nu este foarte scalabil. Acum un braț de la robotic e la vreo 30 ceva de mii. Da, deci tu chiar te-ai dus într-un fel de mic business plan. Da. Și încercam să găsesc, mă rog, în nișa mea soluții de genul ăsta. Dar e clar că-s peste tot. Eu acum, de exemplu, am un student în universitate la mine, are 20 de ani și dezvoltă o aplicație care să rezolve toate problemele astea de inclusiv cu angajații, pentru că ar fi fost o etapă de sărit spre robotizarea asta directă cu brațe și cu nu știu ce. Eu consider că mai sunt câteva etape la nivel de angajat. Da. Și atunci, ca să ajuți angajatul, eu știu toate problemele dintr-o afacere de genul micuță, o cafenea sau restaurant, de la când se deschide locația, cum verifici dacă omul a venit la timp. Practic, iei procesul, îl rupi pe bucăți și unii bucăți din proces le tehnologizezi, nu? Exact. Și o aplicație de genul ăsta ar suna în felul următor. Avem angajatul care face o foaie de prezență când ajunge la muncă, trece cu pixul pe ea, vine ITM-ul, controlează. De obicei se greșește, deci ai foarte multe eroare umane. Am luat amendă de 100 de milioane din cauza asta și a greșit pontajul. Asta e. Și a greșit pontajul cu pixul, n-ai ce să mai faci. Eu nu sunt acolo să-l verific. Ok. Băiatul ăsta că a venit cu o soluție genială, mă rog, el e în universitate la mine de vreo 8 luni de zile și lucrează numai la asta, i-am zis ce are de făcut, dacă vrei să faci ce trebuie pentru aplicația asta și să fie de succes, n-ai voie să faci altceva, lasă cripto, lasă-mă cu alte treburi. Vino și prezintă-mi, eu sunt și băgat ca investitor. Da. Și atunci ăsta ar fi una din feature-uri, și anume checklist-ul ăla de deschidere, de exemplu, când omul ajunge la muncă, el are aplicația pornită. Faptul că Wi-Fi-ul conectat cu telefonul lui, aplicația recunoaște că el a venit la ora X. Ah, ok. Deci, practic, îl pontează automat. Îl pontează automat. Și îl pontează și când iese în pauză și când pleacă acasă. Și atunci când vine ITM-ul, nu mai are ce greșeală să vadă. Că aplicația a făcut totul, dă un export. Patru romani eliminat. Exact. Dă un export, uite ITM-ule. Și băiatul s-a dus să vorbească cu ITM-ul, l-am trimis. Și la ANAF l-am trimis la toată lumea. Și? Și exact așa, eu zic, bă, dacă mie mi-arăți o foaie din aia, pot să mi-o printez pe loc, nu mă interesează. Ideea e să scrie când are pauză, când pleacă, când intră și, mă rog. A, ok, e important să accepte, știi, să o consideră formală. Exact, și atunci nu mai are nevoie nici de mine. Eu pot să fiu plecat în Bali să mă bălăcesc, dacă aplicația conduce afacerea la modul ăsta. Un PNL, știi ce înseamnă, la nivel de afacere. La fel cu ideea asta de PNL, care noi, fiind ființe emoționale, evităm sau, nu știu, nu ne uităm la ce trebuie, ne uităm la o chestie care ni se pare nouă foarte interesantă, dar nu luăm în considerare chestiile riscante de acolo. Ne-a plăcut nou un produs, hai să-l băgăm neapărat, deși nu se vinde. Și atunci, faza asta cu PNL-ul pe care vrea să o automatizeze el, vrea în spate să dezvolte un AI, care inteligența asta artificială încă nu este la maturitate, e de fapt machine learning acum. Și devine foarte intuitiv. Deci el ajunge, AI-ul ăsta, să conducă afacerea pentru tine și să zică, vezi că nu mai ai stoc luna viitoare sau vezi că luna viitoare ai sezonalitate, comandă mai puțin stoc sau îți face direct comenzile pentru tine. Uh-huh. E conectat cu tot, variabile, conectează API cu furnizorii tăi, cu sistemele lor de gestiune și atunci mi se pare genial să poți să fii pur și simplu undeva și un robot să-ți conducă afacerea. Și multe alte feature-uri. Adică aici văd următorul deceniu, automatizare cam pe toate planurile. Ok, și la modul mai concret, unde mi-ai recomandat să investesc? Deci eu am zis doar în ce investesc, eu nu pot zic nimănui în ce să investească. Da, bun, eu văd, facem la o limonadă. Cea mai mare scalabilitate o văd în cripto în momentul ăsta, pentru că rezolvă oarecum toate problemele de tranzacționare între persoane. Pentru că între mine și tine în momentul ăsta există o problemă de tranzacționare la modul la care cineva trebuie să opereze tranzacția și noi trebuie să avem încredere în persoana sau entitatea care e banca sau, nu știu, altceva. Și atunci prin cripto și blockchain, tehnologia blockchain, nu mai există chestia aia. Adică se recunoaște automat dacă eu am banii aia în portofel, dacă tu ai un portofel care să primească banii aia, s-a dat click-ul, s-a trimis, mă rog, mineritul care se întâmplă în spate. Acele finanțe descentralizate, DeFi, nu? Și, exact, nodul validator și tot. Mă rog, aici Bitcoin e cel mai bun exemplu, restul experimentale. Deci aici m-aș băga în primul rând, pentru că e clar, cel puțin din ce văd eu, că lumea asta sau industria asta o să fie, sau o să acapareze, de fapt, orice nișă de piață din orice industrie pe lumea asta, părerea mea. Te-am mai auzit vorbind și de energie verde? Da. Sau de energie? Da, eu am lucrat în petrol și gaze. Ah, ok. Și care nu prea deloc verde, da? Da. Lăsând la o parte faza cu
ESG-ul ăsta pe care îl auzim că se promovează, e ca o propagandă din asta electorală, sincer. Nu vreau să fie conspiraționist sau ceva de genul, dar se face propagandă pe ESG, adică pe încălzirea globală, ca și cum țițeiul e problema. Nu, acolo e problema neapărat. De ce văd eu nescalabil sau nu știu, nu-l văd să fie de viitor sustenabil spațiul ăsta de petrol și gaze? Și nu vorbesc de azi, mâine, vorbesc de 50-100 de ani. Pentru că are niște costuri imense. Deci eu țin minte că o platformă pe care eu am lucrat în Marea Neagră, da, avea costuri pe zi de 500 de mii, 1 milion de dolari. Jesus. Deci eu eram cel mai prost om plătit de la platformă și aveam salariu de 180 de dolari pe zi și spălam punte. Și atunci, ce înseamnă practic energia asta pe care noi o cărăm ca și petrol țiței, este ușor de stocat și nu se strică. De-aia este foarte, a fost de fapt 100 de ani cât avem de istorie, a fost foarte bună pentru noi, să nu murim iarna de frig, să mă rog. Dar din momentul ăsta, toată lumea se uită cum să scadă costul. Alternativă. Dacă, de exemplu, tot orașul Cluj este susținut de energie luată din fosili, da? Și există power plant-uri pe la margine. Se produce energie fosilă. Dacă, de exemplu, am tăiat de mâine energia fosilă și am plantat peste tot, nu știu, eoliene sau avem și râu pe aici? Da, este, da. Someșul sau ce? Da, Someșul, da. Și plantăm câteva hidrocentrale acolo și mai punem și panouri solare și avem o, nu știu, se calculează cam de cât are nevoie orașul ăsta să fie sustenabil și, bineînțeles, să poți să ai surplusul necesar pentru că soarele nu bate 24 de ore pe zi, dar apa curge 24 de ore pe zi. La fel cu vântul. Și să fie o chestie care se întreține și, bineînțeles, stocarea energiei. De exemplu, Tesla a dezvoltat Powerwall-ul. Adică tu poți să-ți montezi solarii și Powerwall-ul stochează pentru o săptămână, dacă nu-ți mai... Pentru o săptămână? O săptămână plus. Oh, mamă. De-aia zic că aici văd eu cum ar putea să scaleze tehnologia asta în viitor. Mm-hmm. Cum stocăm energia asta care vine din regenerabile. Pentru că este foarte ușor să stochezi petrolul, ții un an de zile la tine în beci, îl folosești un an mai târziu. Asta a fost magia care a funcționat, dar devine din ce în ce mai scump. Uh-huh. Și dacă ne uităm și la războiul cu Rusia și cu ce se întâmplă acum, e clar de ce Germania a comandat, mi se pare, cu 500% mai multe solarii versus ever, din orice alt an. Panouri și... Da, da. Ca să încerce să meargă în direcția asta. Uh-huh. Să-și câștige independența. Aici consider eu că o să fie următoarea treaptă în evoluția energiei electrice. Și la noi în țară e o statistică la fel clară, se caută pe Google, 36% din energia electrică din țară este produsă de hidrocentrale. Uh-huh. Nu credem că se ajunge la 100% dacă punem pe toate râurile hidrocentrale? Da. Acolo vin ecologiștii și o să ne... Asta e altceva. Bun. Ce zici despre efort, muncă, timp liber? Adică suntem într-o zonă, poate tu mai mult decât mine, în care ai un mare grad de independență. Nu? Eu sunt legat de un birou, de niște oameni care sunt acolo la birou, de o prezență fizică, să implicare fizică. Cum vezi tu munca? Sau cum experimentezi tu munca? Cum vezi că o să fie munca într-un viitor apropiat, așa, în 5-10 ani? Consider că nu se va schimba. Cred că sunt trei căi. Ai munca clasică la care mergi, e fizică, aparține unui birou, între patru pereți sau fie că ești la tine acasă, te duci undeva la muncă. Asta e una, ai program 9 to 5, nu contează, după aia ai timp liber. În al doilea rând, cred că e o muncă hibridă, adică cum s-a întâmplat în pandemie. Concurt, da? Sunt total de acord, dacă tu muncești la laptop, poți să-ți faci și task-urile de oriunde, dar trebuie cumva să mergi și la birou. Poate pentru task-urile mai importante sau team building-uri sau orice altceva. Și cred că este al treilea tip de muncă. Full digital, adică poți să fii oriunde, oricând și aici aspir eu. Asta nu înseamnă că trebuie ca oricine să facă ce fac eu. De-aia zic, trebuie să știi exact ce vrei, dacă vrei 1, 2 sau 3. Ideea e că eu am dat un extrem asta pentru că am fost prins ca într-o capcană când a venit pandemia. Aveam totul fizic și n-a fost ca în imobiliare. Am fost obligat să închid și nu mi se pare ok. Și ai sărit într-o extremă. Oricum. Am sărit în cealaltă extremă și probabil că după aia o să intru cumva în echilibru peste ceva timp, după ce îmi iese ce-mi propun. Așa văd pentru lume, dar ideea de bază este că munca, nu contează ce cale alegi din cele trei, trebuie făcută, adică la modul la care ce vrei să obții. Că nu cred că vrei să stai într-un birou toată viața, asta e clar. Dar dacă vrei să nu stai într-un birou toată viața, va trebui să muncești foarte mult și să n-ai parte de vacanțe sau timp liber o perioadă. Cum am făcut eu. 5 ani de zile n-am știut vacanțe sau umblat cu fete sau, nu știu, ieșit în oraș, nu a existat chestia asta. Pentru că ai fost full implicat în proiecte pe care... Ți le-ai asumat. Corect. Și acum poți să fac asta. Da. O perioadă mai încolo poți să fac asta. Acum trebuie să fie la alegerea fiecăruia, sincer. Dar munca trebuie făcută, orice ar fi.
Da, asta e exact. E un element pe care nu pot să-l... N-ai cum fără. Da, n-ai. Știu că toată lumea vrea de mâine. N-ai cum să le elimini. Da. Corect. Muncă și ceva timp. Ok, foarte fain. Foarte fain. Pasiunea ta este? Hobby-ul tău este? Mai nou view, sincer. Te saturi de el. Îmi plac foarte mult view-uri. Trezești și vezi același stadion în același loc. Corect. După aia te mai duci pentru vacanță. Da. Nu, glumesc. În principiu îmi place sportul, nu poți trăi fără sport. Și una din pasiunile pe partea de sport, nu sala neapărat, e MMA-ul. Adică am făcut și un pic de kickboxing, un pic de jiu-jitsu. Îmi place la nivel recreațional, nu la modul de performanță. Adică te bagi în saltea? Da, am mai făcut și la saltea. Am un manechin din ăsta la mine, penthouse acolo pe terasă. Da. Un manechin de box. Și te trântești cu el? Da, mai dau așa puțin. Aha, mai zăpăcesc un pic, da. Și cam atât, sincer, nu am altceva. Consider că traveling-ul nu e o pasiune. Că nu poți să ai, toată lumea de pe planetă nu poate să aibă aceeași pasiune. Traveling-ul e pur și simplu, trebuie să călătorești prin lume, da, să vezi și alte chestii. E un task, e o datorie. E o datorie, măsură, da. Și face parte din educație, într-o bună măsură. Da, să vezi alte chestii sau elemente culturale. Cred că e un culturale. Element de educație foarte important. Știi, care total de acord. N-ai cum să-l înlocuiești cu... Nu prea ai cum ce să-l înlocuiești. Total de acord. Da, fain. Câteva întrebări așa, disruptive. Cât costă un litru de lapte? 4 lei? Nu știu. Ah, ai rămas în urmă. Ah, ok. Nu mai știu, da. Nu beau lapte. Ok. Dă-ne o carte așa, rapid, care să... Pentru... Să zici că... Da, pentru cei care vor să... Cea mai simplă carte, părerea mea, despre educație financiară, care integrează și o poveste foarte mișto și ușor de reținut și pe care o citești într-o zi, dacă vrei, este Cel mai bogat om din Babilon. Uh-huh. Foarte simplu de înțeles, da. Da. Foarte simplu de înțeles, povestea aia spune tot. Și la fel, procentul ăla de 10% menționat mereu în carte nu trebuie să fie exact ăla. Da. Dar eu țin minte de când am fost angajat că am pus întotdeauna ceva deoparte. Întotdeauna nu mi-am depășit cheltuielile lunare peste venituri ca să pot să împrumut sau să trebuiască să împrumut. Prima lună de când am fost angajat și am produs primii bani, 100 de lei am pus deoparte. Atât. 11 luni mai târziu aveam 5.000 de lei în bancă și am făcut și 3 cursuri de... Pentru că trebuia să plec pe platformă, am făcut 3 cursuri în valoare de vreo 9.000 de lei. Care le-ai plătit tu? Da. Ah, ok. Da, deci eu am investit în educația mea constant. Și care cred că e cel mai bun canal de educație astăzi? Vorbeam de cărți, vorbeam de YouTube, vorbeam de... Cred că un cursuri. Clipuri. Deci videoclipurile de când a venit pandemia mai ales au crescut în vizualizări enorm. Și aici cred că se va uita lumea în viitor. Foarte tare. Și ce alegi într-o blondă și o brunetă? Brunetă. Deși m-am gândit un pic, eu credeam că tipul meu de femeie e brunetă și mi-am dat seama că nu există un tip de femeie al tău. Da, da, e pur și simplu, da. Da, brunetă aș spune. Ok. Mașina preferată? Tesla? Tesla, clar. Ok. Oraș preferat? N-am. N-ai. N-am, sincer. Am călătorit foarte așa? Puțin. Nu știu. Dacă ai fost sau n-ai fost, nu contează. Adică unde ți se pare? Dubai mi s-a părut cel mai mișto până acum. Aș vrea să ajung și în alte părți ca să văd, să fac o diferență. Dar să zic Dubai. Fain. Bine, ok, mă tot zic că e un vieste de ceva vreme, știi, nu știu, cred că de la tine a venit, te-am văzut pe tine cum dădeai la lungi, cred că e timpul să ne oprim. Mulțumim, foarte fain, a fost o mare bucurie și o lecție, steam aici la Cluj. Mersi frumos pentru invitație. De la generația voastră și am pentru tine două lucruri. Una. Știu, cred că știu deja una, da, eram sigur. O pălincă. M-a lăsat de kerosen, dar... Nu poți să vii la Cluj, la sunt mine, să nu crești o pălincă. Știi de sunt ce? Total de acord. Pentru că socrul meu, tatăl Ramonei, are un cazan din comună, din sat. Am și făcut un vlog acolo, foarte mișto. Și socrul meu face pălincă din prună de 50 de ani. De când se știe el? Din generație în generație. Așa că te rog frumos, nu știu, o duci tu cumva în avion, faci tu ceea. Da, culmea, îmi place foarte mult pălinca. Nu la modul la care beau zilnic sau ceva, dar dacă ar fi să bea o tărie, prefer versus vodka sau whisky sau orice. Super curată, recomand exact. Și o să cer feedback. Eu sunt jumătate ardelean, mama e din Sibiu. Da? Da, din Sibiu, de-aia ai deschis un Sibiu. Da. Ok. Și a doua piesă e o carte, haioasă, scrisă de soția mea. Am și eu un capitol aici. Da, Ramon a fost în imobiliare vreo 25 de ani. Okay. Și la un moment dat, așa, într-o zi de joi, a zis, eu mă opresc aici, știi, ca Forrest Gump, știi, din cursă. Și a zis, o să scriu o carte. Este carte foarte, foarte haioasă. Am și eu un capitol aici. Despre imobiliare, da. Ce tare. Țepe, rechini și alte dihănii. Și e strict de pe piața de aici, din Cluj? Sau... Da. Okay, da, sunt niște povești foarte, foarte drăguțe, niște povești de ale noastre. E faină, e o carte faină. Dacă citești primele 10 pagini, cred că o să mergi mai departe. Apreciez mult. Așa că mulți am fain încă o dată. Mersi și eu de invitație. Și mă bucur că ne-am cunoscut aici. Să fie primul pas ăsta, nu? Corect. Okay. Să ne vedem mai des. Mulți am fain. Frumos. Mulțumesc frumos.
Dragilor, mulțumesc fain că a stat cu Cristi Chifoi până la final. El a trebuit să plece cu o carte și o sticlă de țuică și sper să aude bine de el în seara asta. Țineți aproape de noi, o să venim cu noi invitați din ce în ce mai fain aici la Cuib Budecuci. Și ce să zic, share și subscribe ca să fim din ce în ce mai mari, din ce în ce mai mulți și să avem un content din ce în ce mai notabil. Țineți aproape, vă pup, pa, pa!